Cel puțin 26 de oameni au murit în urma atacurilor aeriene lansate de ruși asupra Ucrainei. Ucrainienii susțin că a fost cel mai dur atac din ultimele luni. De asemenea, 120 de persoane au fost rănite la Kiev, dar și în sudul, vestul și estul țării, au declarat oficialii. Printre victime se află și copii. Rusia a atacat Ucraina cu 158 de drone și rachete în timpul nopții trecute, în cel mai mare atac aerian al ei de la începutul invaziei la scară largă, vizând infrastructura critică, industria și instalațiile militare. Rachetele au lovit o maternitate din orașul Dnipro și clădiri din orașele Lviv, Odessa și Harkov. Probleme au fost și la Kiev, unde mai multe drone au lovit orașul. Totodată, Ministerul Energiei a raportat întreruperi de curent în 4 regiuni după atacul aerian. Що ми маємо? Одна людина загинула, 8 звернулися медичною допомогою, одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань, тут поруч є будинки, фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна. Tot живого місця немає. La Odessa, un incendiu a izbucnit într-o clădire cu mai multe etaje. Pe canalele locale de Telegram au fost postate înregistrări video ale incendiului care afecta nivelurile superioare ale clădirii. Autoritățile locale au anunțat că atacul a fost respins datorită apărării antiaeriene ucrainene. На даний час на всіх місцях влучання ворожих ракет працюють підрозділи ДСНС. Розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час вистачає. Forțele aeriene ucrainene au precizat că Rusia a folosit, pe lângă drone, mai multe rachete hipersonice, de croazieră și balistice, inclusiv unele care sunt extrem de greu de interceptat.